Expoziția de pictură de astăzi a domnul artistului plastic din Republica Moldova, Vasile Movilianu, organizată prin centrul ProMarshall din Chișinău. Ne încântă ochii astăzi cu imagini din Sibiu, inedite. Ca cum am zis mai înainte, deci să arătăm că și noi militari avem deci un spirit și un spirit al artei sau mai bine zis, nu există nici, nu există. Baza unei societăți este educația și cultura. Și dacă aceasta nu este, nu este nimic. Și atunci noi nu mai putem educa acești tineri care vin la noi, care ulterior vor fi apărători ai țării, care nu înțeleg frumos. Movilianu, cu acele frumoase lucrări care le-a adus el de la Chișinău și acele minunate lucrări care le-a creat aici, fiind foarte impresionat de acest minunat oraș. Chiar dacă suntem într-un spațiu militar, arta plastică n-a lipsit niciodată în cercul militar. Vreau să spun că în armată, mi-aduc aminte, făceam tot felul de repetiții pentru pompieri sau pentru anumite situații și de obicei lucrurile nu funcționau. Iată că și această repetiție de anul acesta, 2007, găsește în 2005 Sibiu fără spații de expunere. Galeria Arta, unica galerie în care îi promisesem artistului astăzi de față aici, printr-o cerere scrisă și prin faptul că își dorea foarte mult să expună la galeriile Arta de Scala Nicolae Bălcescu, deci spun, această repetiție generală deja arată că sunt unele carențe care ar trebui să ne gândim de acum, dacă nu cumva spațiile se vor mai reduce până în 2007 pentru expunere. Dar ceea ce mi-a plăcut și l-am și citat în emisiunea televizată, lecția de privit, în care Radu George Serafim, un mare om de televiziune, a Televiziunea Națională, l-a citat pe acest artist, spunându-mi vorbele care mi le-a spus mie, și anume, mi-a spus, m-am îndrăgostit de Sibiu. Finalul emisiunii se încheie chiar cu aceste cuvinte, sunt oameni care s-au îndrăgostit de Sibiu. Am considerat că și din partea Republicii Moldova, de la Chișinău, sunt aceleași lucruri. Eu sunt îndrăgostit de Chișinău de când m-am născut, ca să zic așa, dar n-am ajuns niciodată să ajung acolo. S-au spus foarte multe lucruri întotdeauna de către niște prieteni basarabeni, dar mai ales pentru mine ca artist, eu iubesc acest oraș. Că sensibilitățile pe care degajă lipsa unor disponibilități l-a făcut în aceste lucrări să ne surprindă prin a înțelege odată un alt fel de peisaj în Sibiu, chiar și un peisaj prin acoarelă pe care l-a sugerat metaforic, ajunge la un moment dat să treacă într-un peisaj simbolic, un peisaj la un moment dat chiar simbol al muzicii și cred că cuvintele pe care le-am auzit astăzi iar o să mă obsedeze mult timp cum m-a obsedat cele că s-a îndrăgostit de Sibiu. Astăzi mi-a spus că iubește foarte mult muzica și muzica este limbajul universal. Cred că arta plastică pe care domnia sa o prezintă aici este o simfonie. Îi mulțumesc și îl felicit. Ceea ce spunea doamna colonel de la Chișinău, parafrazându-mă Marin Preda, că unde dragoste nimic nu e, unde artă nu e, nimic nu e. De altfel, acest cerc militar din Sibiu este prezent și găzduiește manifestații artistice de ținută. Nu este pentru prima dată când aici se organizează expoziții de artă plastică, pictură, sculptură, grafică. Iată că în acest spațiu vine domnul Vasile Movilianu de la Chișinău. Domnia sa este absolventă al Colegiului Repin, al Institutului Poligrafic din Moscova, Facultatea de Grafică, de Carte, aspect care i-a marcat profund existența, pentru că are o activitate prodigioasă în domeniul graficii. Am avut plăcerea să-i văd acele cataloge de grafici. Nu insist asupra lor, dar doresc să le amintesc, pentru că există pe undeva o legătură între grafică și între anumite segmente acestei expoziții de pictură. Deci are grafică de carte pentru copii, în care are un ton ludic, în care este jucăuș, în care se întoarce în lumea copilăriei, fie că este Sadoveanu, Dubrava minunată, fie că este Grigore Vieru, Ghiocel. Deci are această disponibilitate de a se desprinde din lumea maturilor și a pătrunde lumea copilăriei. Când treci apoi la o grafică
sobră, la o grafică de compoziție, de concepție, manifestă o seriozitate și o probitate deosebită. Și mie mi-a reținut atenția portretul colegului Ion Moranu, nu? Așa, o lucrare desenată în peniță, cu o siguranță extraordinară, care mi-a amintit, aș putea spune, fără să exagerez, de artiști de-ai noștri, interbelici, care au excelat în desen și mă refer, de pildă, cea lui Ștefan Dimitrescu. Trece apoi la ultima parte, aș putea spune, și interesantă, aceea în care este tema creatorului și de ce insist asupra acestui lucru, pentru că o reia și aici la expoziția de pictură, în care are o altfel de percepție, o altfel de exprimare în tușe din acestea largi, învolburate, în care este surprinsă de altfel intensitatea trăirii creatorului. Acest lucru surprinde foarte bine atunci, fie că este pictor, fie că este pianist sau un alt creator, Vasile Movilianu are această intensitate a trăirii creației artistice. Și transpunerea acestei intensități o găsim și în expoziția aceasta de pictură. Dar înainte de aceasta aș vrea să vă spun câteva lucruri care sunt extrem de importante. Domnia s-a participat la saloane internaționale de carte, la saloane internaționale de artă a cărții, la Bratislava, la Belgrad. A luat premiu, bursă pentru excelență din partea Fundației Soros Moldova. A avut o bursă specială a primăriei din Chișinău. Deci iată că și a fost, după ce a intrat în Uniunea Artiștilor Plastici, în 90-98, devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din UNESCO. Deci iată o recunoaștere și o îmbrățișare a sa din partea creatorilor europeni, aș putea spune, o recunoaștere, o confirmare a statutului pe care și l-a dobândit prin muncă. Pentru că a fost și aici la Sibiu și a lucrat. Și nu încep întâmplător cu Sibiu. Îmi place și am constatat cu deosebită satisfacție că Vasile Movilianu are o altfel de percepție a orașului Sibiu. Desigur că prin Sibiu au trecut mulți artiști și creatori sibieni și creatori de la București și de pretutindeni și mai devreme în secolul XVIII sau XIX de pe alte țări îndepărtate, meleaguri îndepărtate. În general, există, aș putea spune, o efigie a Sibiului. Ea reprezintă fie turnul vechi, fie pasajul scărilor, fie, eu știu, Piața Mare sau Piața Mică. De ce mi-au plăcut peisajele din Sibiu? Pentru că și atunci când ia un motiv ca acela al pasajului scărilor, doar titlul numai ți-l evocă și undeva în acea compoziție regăsește acest motiv al pasajului scărilor. Deci privește acest pasaj al scărilor de undeva dintr-un alt unghi decât au făcut-o artiștii și trecuți și contemporani și chiar sibieni, care invariabil au fost de partea cealaltă, de jos, de unde începe pasajul, și au prins acele arcade, sigur în perspectivă, sigur romantice, dar nu așa cum o face Vasile Movilianu, adică dinspre Școala Populară de Artă, într-o perspectivă amplă și undeva se află acest pasaj al scărilor. Într-o compoziție luminoasă, caldă, tonică, optimistă. Deci iată că dă o personalitate orașului prin acest animism al zidurilor și al clădirii orașului Sibiu. De asemenea, surprinde și alte colțuri din oraș și acelea capătă o personalitate aparte prin faptul că le redă într-o paletă care reflectă intensitatea trăirii motivului. O paletă care este dominată de violeturi, deosebit de romantică, o paletă în care construiește pe suprafețe riguros delimitate, în tonalități calde, de ocru cu intervenții de griuri, o paletă în care intervine cu discreție, cu arabescul de acela de negru, desenând podul minciunilor, deci un Sibiu cu totul și cu totul special, un Sibiu care l-a inspirat și l-a inspirat într-un mod romantic și pentru noi deosebit de plăcut ochiului. O altă temă prezentă în această expoziție este nudul. Și nudul nu oricum, ci asociat. Vasile Movilianu vede nudul în corelație fie cu natura, cu formele de relief care se onduiesc și atunci plasează nudul într-un cadru natural sau apropiat, în perspectiva unui cadru natural, fie lângă un instrument muzical, violoncel sau vioara, pentru că nudul lui
îi sugerează acea voluptate a formelor feminine arcuite și se face această asociere între vioară sau violoncel cu formele nudului feminin, fie chiar mergând la asocierea între un fruct și nu orice fruct, ci, n-am știut ce, dar mi-am dat seama analizând lucrurile, asociind prăsadele, perele pergamute, nud cu prăsade. Deci, iată forma aceasta a perei, o regăsim în forma sculpturală a nudului, de regulă tânăr, de regulă entuziast și optimist, de regulă cu multă disponibilitate, cu multă plăcere în a pita aceste nuduri feminine, tinere, optimiste, adolescentine, cu forme adolescentine, aș spune. Mai are un segment în expoziție, acela al naturilor statice. Și reia acel motiv al prăsadelor, într-o compoziție care se află chiar centrală și care este iarăși deosebită, în care aceste pere pergamute, într-o paletă extrem de caldă, cromatică, sunt elementul esențial al compoziției sale. Sau reia un motiv din grafică, nu-i așa, dintr-o lucrare de grafică, acel ghiveci cu o plantă cu cală, așa acolo apare și un personaj feminin, îl reia în pictură, în note ușor expresioniste, aproape fobe, dar care mă duc pe mine cu gândul înspre creația unui cunoscut artist român, un post-impresionist, de fapt post-expresionist, este vorba de Vasile Popescu, care are și el natură moartă cu sfeșnic. Mai are apoi în această expoziție tema creatorului, reluată pe undeva, iarăși am văzut în grafică, pictorul, nu, fața mese de lucru și pianistul. Iată că reia această temă în două sau trei lucrări, în care, chiar și aici așa, cu acest grup muzical, pentru că are o afinitate spre muzică, pentru că pictura și muzica sunt unite. Această apetență a lui Vasile Movilianu pentru muzică, pentru pian, o transpune în acele pânze care nu mai sunt liniștite, care nu mai sunt riguros delimitate formele, care dimpotrivă sunt tumultuos redate, într-o tușă care este amplă, largă, învolburată, ca și gândurile unui creator. Pentru că acei care sunt artiști sau cei care cunosc bine artiștii știu că fantezia artistului este bogată, iar starea sa sufletească numai liniștită nu este. De regulă, un artist are trăiri de o intensitate deosebită, așa cum în această expoziție ne arată și domnul Vasile Movilianu. Vreau să vă spun că pentru mine a fost o surpriză. Eu îl felicit și doresc Cercului Militar să mai găzduiască asemenea expoziții de ținută și îi doresc puterea și fantezia de a merge în continuare și îi mulțumesc din partea sibienilor pentru această percepție a orașului nostru în maniera Movilianu. Vă felicit! Sunt deosebit de bucuros să mă aflu aici între dumneavoastră această expoziție. Eu am născut într-un sătuc mic din Basarabia, județul Lăpușnă, care se numește Săcărie. Foarte mic. Am terminat 10 clase, am învățat, cum s-a spus, la liceul de artă, colegiul de artă, pe urmă facultatea, am făcut-o mai departe. Și m-am specializat, în primul rând m-am specializat ca grafic de carte, deci am ilustrat foarte multe cărți. Am acasă un raft așa mare, cu cărți pentru copii, inclusiv și un abecedar pentru Republica. Am colaborat cu cei mai dragi scriitori ai noștri, Dumitru Matkovski, Vieru, Spiridon Vanghiere. Și întotdeauna când ilustream pentru copii, mai ales poveștile, îmi plăcea, m-am specializat la literatura pentru copii. Și când aveam de desenat vreun castel, ori vreun oraș așa cu turnuri din povești, eram nevoit să-l inventez. Mă duceam la bibliotecă, îl închipuiam așa cum credeam eu. Dar aici, vreau zic că Sibiul este un oraș din poveste. Așa și le-am spus, orașul poveștilor, fiindcă doamna Tatiana, când m-a invitat aici să lucrez, eu am venit cu mașina și am venit pe strada centrală. Și m-am uitat aici, am văzut aici, pădielul ăsta mare, care se vede în primul rând când vii așa, din spre Chișinău. Și pentru mine, mă uitam, zic, că sunt niște case obișnuite și zic, chiar mă miram, zic, ce o să pictez eu aici? Ei, dar dacă am venit, trebuie ceva
să mă gândesc. Și la un moment dat, dumneavoastră m-ați dus la pasajul Sperilor, din partea asta, un liceu de artă. Da? Așa îi spune, da? Liceul de artă. Și atunci am rămas frapat pentru totdeauna, de frumusețea asta. Și, iată, m-am stăruit tot ce am simțit atunci, să arăt în această lucrare. Și după asta, tot mi-a plăcut aici. Și pasajul Sperilor, și strada Centurbinilor, și Muzeul Burkintal, și strada lui Moș Ion Roată. Eu am umblat o lună de zile, am umblat aici, parcă eram bolnav cu soția, deci mie ducea lucrurile ca eu să pictez. În stradă pictam, în mașină. Mi-am strâns tot materialul și după asta am lucrat mai multe luni la Chișinău. Și am făcut această serie dedicată în întregimea Sibiului. Deci vreau să vă spun că am făcut undeva vreo 38 de lucrări, dintre care am ales numai 13, la părerea mea, că merită ca dumneavoastră să le vedeți. Asta e. Mi-e drag Sibiu, mi-e drag muzica și dacă nu pot să cânt, trebuie să pictez. Eu vă mulțumesc foarte mult de atenția care mi-a acordat, pentru că m-ați permis să mă expun. Vă doresc, cum să spun, vizionare plăcute și vă rog să rămâneți. Yeah.